S-a finalizat proiectul de la Pănășești, prin care programul Comunitatea mea împreună cu Primăria Pănășești a pus acoperișul pe 5 clădiri ale unei dintre cele două grădinițe din Pănășești. Un proiect mare, amplu, copiii din Pănășești, cei peste 130 de copii cu vârstă preșcolară, beneficiază de condiții sporite. It's about bringing the communities together with their elected officials, and that's really the fundamental aspect of democracy. Comunitatea mea is working with the local community, with the Primăria and the community to work on and decide what was their priority investment. The community came together, working with the mayor, identified this kindergarten as a project that they thought needed to be fixed first and foremost. The USAID provided funding, $55,000, the community provided $35,000, so $90,000 in total, to put on an incredible roof. The kindergartners here now have a much more conducive and proper environment in which to learn. În 2019, în august, noi am semnat un memorandum de înțelegere între programul Comunitatea mea USAID și Primăria Comunii Pănășești. Și a început cu lucrarea prin instruiri. Ca de obicei, programul Comunitatea mea nu se implică în proiecte de infrastructură de unul singur. Aceasta a fost prioritatea decisă de cetățenii din Pănășești. Într-un proces participativ, am reușit să ajungem în etapa de selecție, în urmă cu un an, și acum e finalizat. 30% din investiții trebuia să fie a comunității. Noi am ales să amenajăm teritoriul, am făcut gard, am pavat tot teritoriul, am făcut un teren de joacă pentru copii, dar programul Comunitatea mea a făcut un acoperiș excelent, care eu cred că se mulți ani înainte. Primăria a fost cea care a adus proiectul Comunitatea mea în localitate. Am participat într-un focus grup acolo unde era nevoie să prioritizăm problemele din localitate. Acoperișul vechi era fisurat, nu existau jgheaburi și burlane la încăperi și era problemă că ne ploua și peste pereți. Aceste lucrări sunt foarte importante, deoarece implementarea acestui proiect a făcut ca copiii, chiar și personalul grădiniței, să aibă condiții mai bune, adică înainte de implementarea acestui proiect, acoperișul era vechi, ne ploua unele părți, pereții se umezeau și mucegaiul apărea. Faptul că nu plouă, nu ne mucezesc podurile, nu se umezesc și asta va aduce în timp beneficiu asupra sănătății copiilor. Evident că cum o să fie mult mai bine, o să fie niște condiții de a se dezvolta și de a crește, atât pentru noi părinții, cât și pentru copiii noștri. Vrem cu toții să avem parte de condiții mai bune de educație și de creșterea lor și mulțumim enorm celor care au fost implicați în acest proces, atât direct cât și indirect.